Dragii mei, dacă ar trebui să definim prin două cuvinte starea lumii noastre de astăzi, am putea spune simplu, e vorba de confuzie și este vorba de dezorientare. Atunci când un avion zboară în nor sau atunci când un vas navighează în ceață, atunci când intervine această dezorientare și confuzie, cea mai disperată dorință și trebuință este aceea de a stabili coordonatele și poziția unde ne găsim. Am văzut prăbușirea avionului cu sportivi în Sud America. Navigau fără să-și dea seama unde și cum și așteptau din clipă în clipă să se întâmple nenorocirea ceea ce s-a și întâmplat datorită faptului că n-au știut unde sunt. N-au știut încotro se îndreaptă, n-au văzut obstacole, n-au știut nimic pentru că n-au avut orientare. Au fost în totală confuzie. Într-o zi, o grupă de oameni au venit în jurul Domnului Iisus Hristos, cu o temă care era atât de dezorientată și de confuză în lumea lor, încât nimeni n-ar fi putut să mai dea o definiție. Au întrebat ceva legat de familie. Suntem în Matei, capitolul 19. Și bine au făcut că au venit la Mântuitorul, și noi facem același lucru într-o generație care se găsește de asemenea în teribilă confuzie și dezorientare cu privire la familie. Cuvintele Mântuitorului nostru din versetul 8 din capitolul 19 par a fi un fel de confruntare a lui Moise. Moise ne-a spus să facem așa, religia, credința, dar nu departe de, de Mântuitor așa ceva este o justificare de fapt a ceea ce a fost spus de către Moise în domeniul și în dreptul familiei. Iisus spune motivul pentru care a fost s -a ajuns într-o așa confuzie și dezorientare ca aceasta, din cauza împietririi inimii voastre. Bine, dar care este reperul, cum ne putem orienta? Mântuitorul spune iată reperul, la început. Cum a fost la început. Și ultima parte a versetului spune: Dar la început nu a fost așa cum a spus Moise, din cauza împietririi inimii voastre. Oamenii aceștia, cum spuneau, au făcut bine că au venit la Isus și bine facem și noi astăzi că venim la El cu rugăciunea și cu încredințarea că El va turna Duhul Său cel Sfânt cu lumină, cu putere. Cu orientare, cu încredințare, în acest domeniu atât de fierbinte. Vom trece împreună prin șapte prezentări din această micuță serie intitulată Să începem cu începutul. Așadar, prima dintre prezentările acestea este, ar poartă subtitlul Ce crezi și ce nu știi. E adevărat că noi credem multe lucruri pentru că știm ceva. Și tot adevărat este că noi credem multe lucruri, fiindcă nu știm cum stau lucrurile, și din cauza aceasta. Singura posibilitate de a ne orienta și de a ieși din confuzie și din ceață este venirea la Mântuitorul nostru și marea lui promisiune, Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul. Haideți să invităm prezența lui Dumnezeu. În studiul acesta, părinte preaiubit, cel care a întemeiat familia, prin care avem și noi viață. Astăzi venim și ne închinăm înaintea ta și te rugăm, Doamne, deschide sufletul nostru și învață-ne cuvântul tău, așa cum este el în Hristos, Isus. Doamne, tu ai promis Duhul tău călăuzitor. Învățare și înțelegere. Ne supunem astăzi bucuria și dorința noastră de a fi călăuziți de Duhul Sfânt în înțelegerea acestui monumental adevăr al cuvântului tău. Fi, Doamne, binecuvântat, în veci de veci, amin. Dragii mei, se ridică o problemă destul de serioasă. Ați întâlnit în scriptură faptul că, la un moment dat, Mântuitorul Personal. Domnul Iisus Hristos îi întreabă pe oameni. Voi ce credeți despre Hristos? Da, de ce are importanță ce crezi? Important e să crezi, nu? Contează foarte mult ce crezi. Pentru că în funcție de ceea ce crezi, vei acționa. E una să crezi că Isus e un... Că Isus trecând pe apă este o lucă. au țipat, au crezut că e o și au țipat de frică. Și alta e să constați că este Isus cu mare bucurie l-au primit în barcă. Nu e același lucru. Important, e foarte important ce crezi. Și mai este foarte important ceea ce Mântuitorul a pus în lumină de mai multe ori, arătând rațiunea sau motivul pe care îl are Dumnezeu pentru un lucru sau altul, în măsura în care noi putem să absorbim înțelesul acesta. Așa se face că el justifică ceea ce Moise a făcut, cu împietrirea inimilor din pricina împietririi. Aceasta e cauza. Cauza este împietrirea inimii voastre. Și așa că el îi întreabă pe oameni: Voi ce credeți despre Hristos? Eu am spus: Noi credem că este fiul lui David. Bun. În capitolul 20 din Ioan, din Evanghelia după Ioan, versetul 31, ni se spune cu totul altceva. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și, crezând, să aveți viață în numele Lui. Ce credeți voi despre familie? Ar fi întrebarea care se ridică în cadrul studiului nostru. Ce credeți voi că este familia? Așa cum spuneam, generația noastră este în ceață, în special generația tânără este într-o cumplită confuzie. S-a creat un grozav vid după un reper, nu avem după ce să ne orientăm. Unii spun așa, unii spun așa. Suntem femeia de la fântână care nu știe ce să mai creadă. Părinții noștri au spus să ne închinăm pe muntele ăsta, voi spuneți să ne închinăm la Ierusalim. Nu știu ce să mai cred, nu știu care este adevărul. Vine ceasul când nu vă veți închina nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim, ci în Duh și adevăr. Acesta era, acesta era reprezentat de însuși Mântuitorul stând cu ea. Același lucru se întâmplă astăzi. Nu ce zice societatea, nu ce zice istoria, nu ce zice omul, ci ce zice. Domnul. Ce credeți voi despre familie? Este important să știm ce credem și este important să știm de ce credem ceea ce credem. Foarte important lucrul acest. Aceasta va informa și va da culoare tuturor acțiunilor vieții noastre. De aceea, în, în roman 10, Pavel spune, este foarte important lucrul ăsta. Cum să cheme cineva pe Dumnezeu, dacă, cum să creadă cineva în Dumnezeu dacă n-a auzit nimic cu privire la el? Și cum să audă dacă nimeni nu i-a spus? De unde va ști generația tânără care dorește să formeze o familie, de unde va ști care este adevărul, de un, ce, ce reper va lua în viața ei. Așa că este, este extrem de important și răscrucea aceasta nu privește numai răul din familii, așa cum în general sunt saturate platformele și emisiunile peste tot, nu, ci privește și uh, posibilitatea extraordinară ca o familie bună să fie deosebit de bună. Și uh, o familie care suferă în prevința aceasta uh, să găsească o cale de ieșire, uh, nici cel bun, nici cel suferind, nu știu ce poate face Dumnezeu din casa ta, ce poate face El, din ceea ce nu lasă niciun fel de speranță omenească. Iubitii mei, primul lucru asupra căruia ne vom opri și cer din suflet ca Dumnezeu să ne deschidă ochii minții noastre, să putem pricepe împreună cu toți sfinții, cum spune Sfânta Scriptură, care este adevărul cu privire la familia noastră și la ideea de familie și la instituția familiei, așa cum a creat-o Dumnezeu, cum a fost la început, așa cum a spus Mântuitorul. În, de fapt, familia nu-și va găsi locul pe pământ, niciodată nu va fi pace și binecuvântare și cerul pe pământ în familie până când ea nu va fi ca la început. Adică va fi așezată acolo unde aparține ea, cum a fost la început. Ia multă vreme, ni s-a spus nouă că omul este după chipul lui Dumnezeu și bine, ni s-a spus că așa și este. Dar puțin am auzit sau s-a pierdut cumva din vedere faptul că de fapt nu se referea la bărbat sau la femeie după chipul lui Dumnezeu, ci la familie. Adică aceasta reprezenta relațiile dumnezeiești, ce legături dumnezeiești, cum pot fi exprimate legăturile dumnezeiești nevăzute în chip văzut pe pământul acesta. Așa se face că în Genesa 1.26, când s-a creat, când omul a fost creat, s-a spus să facem om după chipul nostru. Nostru înseamnă o legătură. După asemănarea noastră, aceasta înseamnă legătură, înseamnă relație omul în relație reprezintă pe Dumnezeu în relație. Și în versetul 1 din capitolul 5, cartea Genezei spune: „În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu, i-a făcut parte bărbă i -i, omului, om. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, ia, adică pe ei doi I-a binecuvântat și lea lor le-a dat numele de om. Aceasta înseamnă om. Acesta este chipul nevăzut al lui Dumnezeu exprimat în mod văzut în ceea ce noi numim familie. Este, am fost așa adânc mișcat de prezentarea unui omului Dumnezeu care a spus: Eu la nuntă nu le spun mirilor să stingă, să aprindă lumânarea din mijloc și să stingă celelalte două. Un simbol, un lucru care arată că viața lor individuală se stinge și acum aprind o altă viață. Și Dumnezeu s-a spus: Zice, eu, eu am spus: Nu faceți lucrul acesta. Lăsați-le să ardă pentru că Dumnezeu, nu, prin creerea familiei nu a topit ființele una în alta și a creat alta, o lumânare centrală, ci aceștia doi au adus împreună contribuția lor și prin aceasta s-a născut ceea ce noi numim familie. Observați că pronumele acestea din textul din Genesa 1, capitolul 5, versetul 1, chiar vă îndemn să studiem gramatical de aproape și eventual să mergem pe urma cuvintelor în limba originală. Sunt atâtea mijloace de traducere astăzi. Toate acestea indică spre un lucru clar. Sunt definite clar ființele a bărbatului și a femeii în această uniune tainică, această unire misterioasă numită taina, prin care Dumnezeu naște ceea ce noi numim familie. Familia, deci, este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Bărbatul izolat, nu. Femeia izolată, nu. Bărbatul și femeia împreună, ei reprezintă sau prezintă chipul lui Dumnezeu în lume. Prin creerea femeii, Dumnezeu nu i-a dat omului ce îi lipsea ci a dat ceea ce el nu era și nici nu putea să fie vreodată. Așa, acesta este adevărul scripturilor și vom urmări din aproape lucrul acesta pentru că el ține de altfel de planul lui Dumnezeu. Toate lucrurile gravitează în jurul acestui plan al lui Dumnezeu, în jurul familiei. În Genesa capitolul 3, versetul 15, în urma căderii în păcat, ni se spune că versetul 15 începe cu acest termen, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ei, adică o draslă născut viața, leagănul vieții și, și între sămânța ta, ucei, și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul. Faptul că aceasta este perspectiva și acesta este rolul familiei pe pământ, Dumnezeu va zdrobi capul șarpelui prin familie pe pământ. Să ne mai mirăm că familia este sub un așa atac. Astăzi și familia, familia a fost creată să fie purtătoarea chipului lui Dumnezeu pe pământ. Legăturile dintre noi ca soț și soție, ca părinți și copii, acestea sunt modelate după modelul divin și sunt chemate să exprime acest lucru, un fel de traducere a adevărului etern despre Dumnezeu. Să ne mai mirăm astăzi că familia este sub un așa atac. Să ne mirăm astăzi că s-a creat o așa teribilă confuzie și dezorientare în problema aceasta încât nu mai știe nimeni ce face sau încotro merge. Astăzi, într-adevăr, că oamenii nu mai știu cum stau lucrurile pentru că nu au reper. Sau poate că, așa cum scrie Petru, în adins se fac că nu știu. Dumnezeu judecă lucrurile acestea. Dar nu există niciun fel de scuză pentru că Domnul nostru Isus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, este steaua onorului este punctul de orientare. La început, Creatorul, spune Mântuitorul, a făcut acest lucru. La început. Și, iubiții mei, probabil că ne-am dat seama că așa cum noi ne pregătim pentru venirea unui copil pe lume, în camera și nu mai nu sunt toate detaliile și tot. Și când vine acest prinț, această prințesă, totul e colorat, anume e pregătit, același lucru s-a întâmplat în creația lui Dumnezeu. E de neimaginat. Totul a fost pregătit de Dumnezeu pentru venirea familiei pe pământ. Se numește fine tuning. În, în termenii moderni, oamenii de știință sunt uruiți. Chiar ascultam un interviu nu, cu, cu puțin timp înainte, ascultam un interviu în care cineva spunea sunt total dezarmat, nu pot să nu recunosc faptul că toate au fost pregătite pentru venirea omului. Când spunem om, spunem familie, de fapt. Acesta este adevărul. Le-a dat numele de om. Acesta e adevărul Dumnezeu la care noi trebuie să ne întoarcem. Aceasta e definiția pe care a dat-o Mântuitorul, pe care a dat-o Dumnezeu în cuvântul lui. Acesta este reperul. Toate aceste lucruri, creația toată, Cerul și apele și păsările și animalele și pământul și tot ce s-a întâmplat aici și atmosferă și temperatură și lumină și toate lucrurile care s au au fost pregătiri pentru venirea familiei pe pământ. Și spun lucrul acesta sublinind că el, dacă este primit și crezut, va schimba atitudinea noastră față de propria familie, va schimba atitudinea bisericii față de familie, va schimba atitudinea lumii, dacă acest cuvânt este primit. Pentru că toate aceste lucruri se învârt în jurul venirii în lumea noastră a, a familiei. Și aș aduce înaintea noastră un, un citat care este atât de drag, mi este sufletului meu, lui C.S. Lewis, tot citesc din el și tot mă uimesc și când citesc a doua și a treia oară văd ce n-am văzut și continui să mulțumesc lui Dumnezeu. El spune așa, zice, femeia, mama, ea deține ultima, sau căminul, familia, deține ultima, cariera ultimativă, supremă. Toate celelalte cariere, economie, politică, armată, educație, știință, cultură, toate celelalte cariere există pentru un singur, absolut un singur scop, acela de a susține această ultimativă carieră, supremă carieră, care este familia umană. C.S. Lewis. În Proverbe, capitolul 14, versetul 1, noi avem în românește căsnicie, dar nu vine de la te căsni, ci vine de la a casă, așa cum găsim noi în Proverbe, capitolul 14, versetul 1. Femeia înțeleaptă își zidește casa, nu adică umblă cu mortar. Păi e posibil și să umble cu mortar dacă dânsul doarme. Dar e vorba de zidirea casei, de creșterea copiilor, e vorba de armonizarea relațiilor în familie. Este un termen profund, plin de încărcătură. Aceasta este femeia înțeleaptă care zidește casa. Spun lucrul acesta pentru că noi suntem, familia este sub atac, așa cum am menționat înainte. Imediat ce a urmat căderea în păcat, s-a produs o fisură, o rupere a armoniei între cei care erau chemați să fie un singur trup, după cum a spus Isus, eu și tatăl una suntem. Deodată a apărut această ruptură și au început să se transfere acuzații dintr-o parte sau alta, și din momentul acela scrie scriptura. Soțul tău sau bărbatul va stăpâni peste tine, aceasta vorbește de negura istoriei, de suferința de neimaginată a mamei și a femeii, sub zdrobirea acestei puteri brutale care a fost asupra ei. Încă se văd aceste lucruri, chiar și astăzi, în anumite societăți pe planeta noastră, de neimaginat comportarea față de mamă și femeie a celui care are o mamă și el, la rândul lui, și Știe acest lucru. Este de neimaginat. Dar acest lucru nu a fost la început, cum a spus Mântuitorul nostru, ci după căderea în păcat. Acolo s-a produs și arta demonică a fost de a muta frontul sau conflictul de la vrăjmășie a pus între familie și șarpe la vrăjmășia în interiorul familiei, tatăl atacând mama, mama atacând tatăl și părinții distrugând copiii. Aceasta este o artă a infernului, as, în care cădem adesea în inconștiență sau în, în refuzul de a urma lumina, după care gustăm rodul amar al despărțirilor, al copiilor fără rost pe fața pământului, cu destine zdrobite. Chiar am fost săptămâna a trecută. Am revăzut o familie cu care ne-am întâlnit acum 20 de ani într-o noapte când totul era uh, condamnat. Luminile erau aprinse în casa lor, pe două nivele, peste tot. Copiii erau înspăimântați, lipiți de pereții, târziu după miezul nopții, și părinții făceau ultimele pregătiri pentru a se despărți și pentru a arunca acești copii în niște ape tulburi și toxice de așa natură și menite să facă din ei o povară și un blestem pe pământ. Dar mulțumirii lui Dumnezeu ne-am retras într-o cameră și am căutat orientarea. Care e steaua nordului după ce ne orientăm? Nu, tu așa, tu așa. Nu, stai puțin. Nici tu, nici eu nu, nu suntem steaua Nordului. Care este steaua Nordului? De-abia când voi vedea punctul acesta cardinal, steaua Nordului, atunci voi ști unde mă găsesc. Așa dacă, dacă mă orientez după mine însumi, mi se pare că merg într-o direcție sau cealaltă, a biruit Domnul acolo. Și ne-am întâlnit cu această persoană, eram cu soția și avea la în ochi. Și spunea, zice, nu pot să cred. Cum a schimbat Dumnezeu viața noastră? După noaptea aceea. Și uh, mai la o aniversare, la o sărbare de sfârșit de an, când au graduat dumnealor cu studii înalte, cu toate, uh, m-am întâlnit cu, cu soțul, tatăl, am, am fost împreună cu familia la graduarea aceasta, la uh, absolvire, și tatăl privea băiatul încoronat uh, și cu grade și cu frumusețea aceea de a, a sărbătorii și a muzicii celor care au. Absorbit și cu ochii plini de lacrimi s-a întors spre mine și mi-a zis, spunem -mi și mie, unde era asta acum, dacă în noaptea aceea se întâmpla așa ceva. Greu de spus. Dar, iubiții mei, este de așteptat și este de înțeles și vă rog să nu ne grăbim în a înțelege bine acest lucru. Satana a mutat frontul dintre familie și șarpe, l-a mutat în interiorul familiei ca ei, soțul și soția, tata și mama să se distrugă unul pe altul dacă este posibil și prin ei să fie distrusă generația aceasta. I-a fost un moment în care doi dintre soldații lui Napoleon au intrat într-un conflict și unul dintre ei a amenințat cu moartea pe celălalt și a spus am să te zdrobesc, vrăjmașule, dușmanule, am să te omor, am să te omor. Și n-a văzut că Napoleon era foarte aproape și Napoleon l-a făcut atent pe acest soldat. Omul a înghețat când a văzut că era chiar Napoleon de față. Uh, și atunci el i-a spus, uh, hei soldat, dușmanul nu este acesta din fața ta, dușmanul e dincolo de deal, acolo. Vrăjmașul nu este soțul tău, vrăjmașul nu este soția ta, nu sunt copiii tăi, nu sunt părinții tăi, nu observați ce se întâmplă. Copiii sunt educați în a urâ pe părinții în dușmănia aceasta teribilă, în a respinge valorile acestea și a pune în loc ce? Nimic total dezorientat, vrăjmășia a fost mutată pe teritoriul familiei și înțelep și binecuvântat este omul care înțelege acest lucru și care răspunde chemării lui Dumnezeu că vrăjmășie este între tine și sămânța ei, între tine și șarpe, nu între tine și soțului conflictul a pătruns pe teritoriul familiei bisericii și oamenii nu mai sunt. Nu este biserica zdrobind capul șarpelui, ci zdrobindu-și capetele unii altora în tot felul de conflicte groaznice. Iubiți mei, dacă ochii noștri vor fi deschiși, dacă vom primi acest lucru cu adevărat, vom vedea faptul că, de fapt, nu avem de luptat împotriva soțului sau soției, sau fratelui sau soră, sau oamenilor, o țară împotriva alteia, ci avem de luptat împotriva duhurilor răutății. Trăim într-o lume în care mânia neamurilor și ura oamenilor crește exponențial cu fiecare zi care trece. Și lucrul acesta răspunde grozăviei acesteia prin care șarpele a mutat războiul în interiorul familiei și între oameni ca să nu aibă loc ceea ce a spus Dumnezeu, omenirea, umanitatea. Familia bisericii, familia din jurul mesei, din casa noastră, luptă împotriva șarpele ca să nu se întâmple aceasta, a fost, a fost exportat acest conflict și din nenorocire a fost importat de nenumărate familii. Dacă vom înțelege lucrurile acestea, ca biserică vom avea o altă atitudine față de familie. Dacă Dumnezeu a pregătit cosmosul acesta și tot ce ne văd ochii noștri pentru venirea familiei pe pământ, biserica va înțelege și va urma pilda Domnului nostru Isus Hristos să ne face Același lucru. Iisus nu a zidit nici biserică pentru că el nu a crezut în clădiri. El a crezut în trupul viu al bisericii. Și de la începutul începutului, cea din tâi biserică, așa a fost la început, a fost cu două, două persoane. Când doi se adună în numele meu. S-au adunat doi în numele Domnului și eu voi fi în mijlocul lor. Aceea a fost cea din tii biserica, așa a fost la început. Și niciodată Dumnezeu nu a abdicat sau a abandonat planul lui de a transforma casa și familia în adevărata biserică. Cea mare unde ne întâlnim este un fel de piață a ideilor, a diferitelor activități și așa mai departe, dar adevărata biserică este în jurul mesei din casa noastră, este atunci când îngerăncăm împreună în jurul Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, acolo este adevărata biserică a Domnului nostru Isus Hristos. Tot. Tot acest timp am observat un zbucium grozav al omului căutându-și rostul, căutându-și sensul și nu l-a găsit. găsit. Men's in search for, for meaning, scrie Viktor Frankl. Caută un rost al vieții omului. Nu, nu este de găsit, pentru că el nu poate fi găsit individual sau în, într-o societate egoistă, ci el poate fi găsit numai în această familie a lui Dumnezeu care se extinde din jurul mesei noastre la familia bisericii și a lumii întregi. Acolo, numai în relația aceasta, poate fi găsit sensul și rostul vieții, după cum familia, la rândul ei, are un sens, este purtătoarea chipului lui Dumnezeu și are un rost pe pământ, prin ea Dumnezeu zdrobește răul. Ea este leagănul vieții. Familia pe care Dumnezeu a întemeiat-o este aceea care poartă viața din generație în generație. Iubiții mei, dacă acesta este adevărul de neimaginat asupra familiei, ce fel de oameni ar trebui să fim noi la noi acasă? Știind că familia noastră, eu și soția mea, reprezentăm în fața copiilor mei relațiile dumnezeiești. La aceasta suntem chemați să fim după chipul lui Dumnezeu. Ce fel de oameni? Ce fel de familie ar trebui să fim noi? Ce fel de cuvinte ar trebui să se audă în casa noastră? Ce fel de purtări? Ce fel de răspunsuri? Ce fel de oameni ne întreabă Petru? Sigur, cineva sceptic stă deoparte și spune, cine poate să împlinească lucrurile acestea sau uh, ni, ni se par basme, așa cum uh, găsim în scripturi. Iubiții mei, Dumnezeu a luat măsuri hotărâte pentru aceasta. El ne-a dat puteri de pline în lupta aceasta de a păstra în familia noastră chipul lui Dumnezeu pe pământ, de a răspândi lumina aceasta până când se va împlini cuvântul genesei care spune umpleți pământul. Creșteți și umpleți pământul. Nu este vorba de a popula pământul, ci este vorba de a umple pământul cu tipul lui Dumnezeu în om, adică în familia noastră. În sensul acesta, avem promisiunea Domnului nostru Isus Hristos, Luca 10, 19 Iată că v-am dat putere, v-am dat putere ca să călcați peste șerpi și peste scorpioni și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Isus pentru chemarea aceasta atât de înaltă de a purta chipul lui Dumnezeu pe pământ. Știm, Doamne, că sunt puteri care ar vrea să șteargă să desfigureze chipul lui Dumnezeu în lume, ajută-ne să-ți rămânem credincioși, să trăim și să mergem pe pământul acesta purtând chipul lui Dumnezeu în familia noastră, în prezența copilor noștri și a celor care astăzi te caută. Îți mulțumim pentru făgăduința prezenței tale cu noi și suntem încredințați că prin tine, Doamne, vom fi mai mult decât biruitori. Amin!